Turiștii care plănuiesc să viziteze rezervațiile Zimbri de la Hațeg vor fi întâmpinați de Ronaldo, un puiuț de zimbru care s-a născut în urmă cu 7 zile și care cântărește puțin peste 30 de kilograme. Puiul a devenit rapid vedeta rezervației, este perfect sănătos și dornic să cunoască cât mai mulți vizitatori. A dus pe lume în urmă cu doar câteva zile, Ronaldo a devenit noua atracție a rezervației amenajate din Hațeg. Chiar dacă încă mai are nevoie de timp pentru a se obișnui cu turma, puiul de zimbru este vesel și jucăuș, spun reprezentanții rezervației. Ronaldo deja fură toată atenția vizitatorilor, mai ales prin timiditatea prin care își urmează mama peste tot. La rândul ei îi oferă protecție și afecțiune micului pui. Reprezentanții rezervației de zimbri de la Hațeg Silvuț au explicat și motivul pentru care puiul a primit numele de Ronaldo. Se pare că aceștia au păstrat tradiția, botezând puii de zimbru născuți în rezervație cu nume care încep cu particula ro. Rezervația de zimbri Hațeg a fost fondată în anul 1958, când doi zimbri pe nume Podarek și Polonka au fost aduși în România din Polonia. În anul 1963 a fost adusă o nouă pereche de zimbri tot din Polonia, iar în 1966 s-a ajuns, prin înmulțire, la 8 exemplare. Anul trecut, rezervația de zimbri deținea 9 exemplare.